Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Consultații Gratuite. Tema de astăzi se intitulează Bolile esofagului, sau mai bine zis, de la esofagită la cancerul esofagian. Știu că sună un picuț cam dur, dar stați alături de noi și o să vedeți dumneavoastră că veți afla foarte multe informații care vă sunt de folos. Astăzi avem doi invitați în studio. Primul este deja prezent, al doilea este pe drum, întârzie puțin, dar nu-i nimica, va ajunge și dânsul cât de curând. Dar dați-mi voie pentru început să vă prezint pe doamna doctor Iulia Coroian, medic specialist oncologie medicală. Să rămână, doamna doctor, și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara, domnule doctor, vă mulțumesc frumos pentru invitație și cu atât mai mult vă mulțumesc că oferiți populației această oportunitate de a fi la curent cu lucrurile de bază în medicină, cât și cu noutățile, pentru că mi se pare că de aici pornește adevărata sănătatea populației, de la o educație normală, care poate să fie transmisă și altfel decât prin medici de familie și printr-o platformă socială și de televiziune, care cu siguranță este benefică. Mulțumesc pentru aprecieri și haideți să începem puțin, să intrăm în subiect. Stimați telespectatori, știți noastră, în fiecare zi se întâmplă câte ceva nou în viața noastră. Și de multe ori ne trezim dimineața și nu ne pică bine cum ne-am trezit. Fie ne doare capul, fie ne doare spatele, fie ne doare altceva, dar de foarte multe ori ne trezim dimineața cu un gust anume. Cu un gust amar, cu un gust acid, alteori cu un gust sărat, alteori cu un gust dulce. Întrebarea este, de ce ne trezim așa? Sau, de ce peste zi uneori se întâmplă următorul lucru? Mâncăm ceva și nu ne pică bine. Ne balonăm, avem eructații, adică râgăieli, ne vine așa o secreție gastrică până în gât și iarăși ne întrebăm de ce. Toate astea, să știți că pot fi semnele unei boli ale tubului nostru digestiv. Iar astăzi ne vom ocupa în special de bolile esofagului. Mă bucur că între timp a ajuns și cel de-al doilea invitat al nostru. Bineînțeles, este o cunoștință mai veche de-a dumneavoastră și îmi face deosebită plăcere să vi-l prezint încă o dată pe domnul doctor Cristian Costa. Bună ziua, domnule doctor! Mă bucur că ați reușit să ajungeți. Bine, m-am regăsit. Nu știu că v-ați dezvoltat atât de bine. Sunteți mai ceva ca Clujul cu circulația. La ora asta, de adevăr, circulația este deosebit de dificilă peste tot în Baia Mare. Și atunci, haideți să începem să discutăm care sunt principalele boli ale esofagului. Și am să încep cu doamna doctor. Vă rog. În primul rând, trebuie să știm că bolile nu sunt toate la fel de grave, chiar dacă noi venim din domeniul oncologiei și cu siguranță tratăm bolile cu cel mai slab prognostic. Trebuie să știm că există și boli care apar și care sunt benigne și care nu înseamnă că pacientul are cancer, dar trebuie să fim foarte atenți la ele pentru că acele boli, într-un fel sau altul, în timp se pot transforma într-o malignitate. În ceea ce privește bolile benigne, vorbim de inflamații ale esofagului, de esofagită, de esofagul Barrett, sunt anumite boli date de aciditatea care apare la nivelul stomacului și care urcă la nivelul esofagului și produce senzația de reflux gastroesofagian, de dureri, de gust acid, așa cum ziceați și dumneavoastră, și care, din fericire, pot fi tratate. Tot secretul este ca pacientul să se adreseze la timp medicului și să nu lase aceste lucruri să se agraveze. Deci a spus punctul pe ei, doamna doctor, într-adevăr, totul este să nu stai prea mult cu aceste simptome, să te gândești că ceva nu este în regulă, nu este ceva firesc să ai arsuri de la stomac, cum se zice, sau să te taie jigul, cum se zice, în Maramureș, așa, sau să ai acel pirozis, cum este denumirea clasică, sau să simți că îți vin alimentele înapoi în gât după ce ai mâncat, sau să ai o tuse care e supărătoare și stă undeva acolo în gât și nu are nicio legătură cu stare de răceală tusea aia. Și trebuie să te gândești să mergi la medic. Domnule doctor, aveți deja experiență atât de bogată în domeniul gastroenterologiei, între timp v-ați dezvoltat așa o rețea întreagă de pacienți care vă caută din toate colțurile astea ale nord-vestului Ardealului, să zicem, și v-ați întâlnit cu atât de mulți bolnavi cu simptomatologie gastroesofagială. Care este cel mai frecvent simptom? Sigur că nu întâmplător, practic, am și zis că de la esofagită, practic de la boala de reflux, ceea ce și bine ați punctat încă din titlul emisiunii este faptul că de la o boală banală, cum este boala de reflux, putem să ajungem la
la, practic la complicații ale bolii de reflux. Boala de reflux este oarecum, trebuie să știe telespectatorii că 1-2 simptome de boală de reflux, adică de senzație, de aciditate pe săptămână, încă face parte din normalitate, practic. Atunci când deja depășim și avem 3-4 episoade de reflux pe săptămână, cu atât mai mult dacă avem zilnic reflux, atunci deja vorbim de patologic. Acest reflux, practic, care este fie acid, fie mix sau alcalin, netratat la timp, practic poate să determine esofagită, care înseamnă inflamație esofagului. Această inflamație, cum spuneam la următor, devine cronică. Prin această inflamație cronică, practic, celulele esofagului suferă modificări și prin aceste modificări, practic, ajungem după aceea de la esofagită, care e o inflamație care poate fi tratată. Și esofagita asta avem de mai multe categorii, o și clasificăm noi în mai multe stadii, practic, de esofagită. Și prin inflamația aceasta cronică, practic, ajungem la o complicație. Și cea mai veritabilă complicație este, uite, cancerul esofagian, practic. Da, așa este. Care sunt factorii de risc, doamna doctor? Fumatul, sedentarismul, consumul de alcool, consumul de substanțe, să zicem așa, prea piperate, iuți sau prea fierbinți sau prea reci, se intră la factorii de risc? Da, deci practic tot ce ați enumerat dumneavoastră. Din păcate, incidența fumatului și a consumului de alcool este foarte mare la noi în țară, dar și în Europa. Acestea două sunt principalii factori de risc ale apariției cancerului esofagian. De asemenea, pacienții cu obezitate, pacienții care mănâncă anumite alimente, cum spuneați, picante, piperate, care produc leziuni la nivelul esofagului și favorizează boala de reflux gastroesofagian, toate acestea sunt incriminate în apariția cancerului de esofag. De asemenea, trebuie să ținem seama foarte mult și de conservanți. Toate alimentele conservate care conțin nitrozamine, inclusiv apa pe care o bem de zi cu zi, murăturile, conservele pe care le punem, ele în timp pot să favorizeze apariția cancerului esofagian. Putem să luăm exemplu și de la japonezi, care consumă foarte mult pește sărat, pește afumat. Acolo incidența cancerului și de stomac și de esofag este mult mai mare, pentru că ei consumă sare în cantitate foarte mare și atunci se recomandă un anumit stil de viață cu o dietă corespunzătoare, astfel încât să reușim să prevenim patologiile din care pe viitor s-ar putea dezvolta un cancer gastroesofagian. Vârsta are un anumit rol. Cam de la ce vârstă riscul de practic, a face un cancer este mai mare? Cancerul esofagian era mai frecvent până acum câțiva ani la sexul feminin și era incriminat în special vârsta de 50-55 de ani. Însă ceea ce observăm în ultima perioadă este o scădere a incidenței cancerului și a vârstei de diagnostic a cancerului esofagian și mai mult de atât, oarecum ciudat și tot din punct de vedere epidemiologic, practic începe să fie mai frecvent și la femei decât la bărbați. Dacă erau cam 5 bărbați din 1000 și o femeie din 1000, acum raportele au început cam să se egalizeze. Foarte interesant. De ce, doamna doctor? Pentru că începe să crească din ce în ce mai tare consumul și de alcool și de tutun în rândul femeilor și, din păcate, este o realitate, este un lucru pe care îl vedem și noi zi de zi în secția de oncologie a Spitalului Județean. Foarte multe femei diagnosticate cu cancer gastroesofagian, oarecum în egală măsură cu pacienții de sex masculin. Acum, sigur că și aceste cancere esofagiene sunt de două tipuri. În porțiunea superioară a esofagului, acolo există un anumit țesut care se cheamă epiteliu squamos și unde incidența apare mai mult la bărbați și în special la bărbații de culoare neagră. Iar mai jos, cumva cancerul de esofag seamănă cu cel din stomac pentru că acolo există glande, este un epiteliu glandular și acolo apare mai frecvent la femei și la populația de culoare albă. Din păcate, așa cum zicea și colegul meu, nu prea se mai ține cont de vârstă. Există
o tendință tot mai mare de apariția acestei boli la vârste, inclusiv sub 25 de ani, la tineri, dar acolo, din fericire, vorbim și de anumite histologii, adică anumite tipuri celulare pe care nu le întâlnim în mod normal în esofag, cum ar fi melanomul sau carcinosarcoamele sau limfoamele, care apar mai des la tineri și care, din păcate, nu dau simptomatologie la fel de precoce ca și un cancer clasic de esofag, ca să zic așa. Regie, avem câteva imagini și să vă rog să ne dați prima imagine ca să putem să discutăm pe marginea ei, pentru că mi se pare interesante. Domnul doctor Costea și cu doamna doctor a fost drăguț și mi-au trimis aceste imagini. Domnul doctor, o să încep cu dumneavoastră. Cum le puteți comenta? Practic, prima imagine, vreau să localizăm esofagul ăsta, să înțeleagă pacienții noștri mai bine unde este localizat. Este un organ tubular, ca un tub, practic, care face legătura între faringe, gură și, practic, stomac. Prin el, practic, trece mâncarea. Asta e principalul lui rol de organ de tranzit. Sigur că el are roluri așa subiacente mai importante, însă ăsta este cel mai important rol al esofagului. Următoarea imagine, vă rog, regia. Doamna doctora, o să vă rog să o comentați dumneavoastră, deși nu sunteți gastroenterolog. Oricum, prin prisma specialității, mereu ne lovim și noi de porțiunea de partea anatomică. Aici observăm legătura dintre stomac și esofag, deci practic vorbim despre sfincterul esofagian, care face legătura dintre aceste două organe. Și, în mod normal, acest sfincter are rolul de a se închide după ce noi înghițim, ca alimentele să pătrundă în stomac și să se poată digera. Ei, atunci când sfincterul esofagian este slăbit, el nu mai are același tonus și lasă sucurile gastrice să urce înapoi în esofag și astfel apare boala de reflux gastroesofagian, care irită pereții esofagului, produc inflamație și, ulterior, dacă această inflamație nu este tratată, pot să producă boli mai grave. Eu nu înțeleg oare de ce oamenii nu conștientizează mai repede ca o problemă în ceea ce privește refluxul esofagian. Deși ar trebui, zic eu, ca din copilărie să se obișnuiască cu lucrurile acestea. Copiii, când sug, de cele mai multe ori eructează, da? Dau un pic de lapte afară. Dar și bătrânii pățesc exact același lucru. Iar între cele două vârste, da, la copilărie, la vârsta senectuții, să zicem așa, avem tot timpul din lume să sesizăm că se întâmplă ceva în organismul nostru. Deci mie mi se pare că este complet nefiresc să nu luăm în seamă un lucru atât de important. Foarte multă lume cred că gândește la fel următor. A, esofagul e un tub, exact cum spuneați dumneavoastră din ori, are rol doar de a permite trecerea bolului alimentar din gură în stomac, chiar acolo începe procesul de digestie, să zicem așa. Și prin tubul ăsta, normal că se mai pot produce mici leziuni datorită alimentelor, condimentelor, ce știu, sâmburilor de tot felul pe care îi consumăm, ba chiar a medicamentelor, pentru că sunt foarte mulți oameni cu boli cronice și trebuie să bea zilnic medicamente și se descrie și esofagita medicamentoasă, sigur că da. Și atunci, probabil că ăsta este motivul că nu îl bagă în seamă cum ar trebui. Deci, exact cum spunea doamna doctor la începutul emisiunii, ar trebui totuși, și dumneavoastră a subliniat de altfel, ca pe măsură ce trece timpul, dacă avem astfel de simptome, să nu stăm acasă să așteptăm. Să mergem la medic să vedem ce se întâmplă. Domnul doctor. Cu siguranță, cu cât intervenția medicală este mai promptă, cu atâta, practic, și boala esofagului, și boala de reflux, și chiar esofagita sunt tratabile 100% și de multe ori nu mai apar. Uneori depinde de ce probleme stă la boală de reflux, poate să stea chiar o incompetență acestui sfincter esofagian, care încă de când ne naștem noi îl avem incompetent, practic el începe să se întărească acei mușchi de la nivelul sfincterului esofagian inferior odată cu înaintarea în vârstă și diversi factori, ca obezitatea, sarcina, exact, ridicarea de greutăți, sarcina, mâncăruri hiperacide, patologia ale colecistului pot să determine această boală de reflux. Însă, cu siguranță că deja pacienții cunosc și nu-i greșit în a cunoaște, cunosc deja anumite preparate naturiste și nu numai alimente care
să le evite când au boală de reflux. Ei deja știu că nu trebuie să bea cafea, cafea cu atât mai mult pe stomacul gol, cola, ciocolată, cacao, mâncăruri picante, suc de roșii, bulion. Deci deja știu aceste lucruri și își scot deja din alimentație. Sigur că și știu deja niște preparate, vin și îmi spun, domnul doctor, 15 ml de țuică dimineața și seara m-au făcut bine, nu mai am nimica. Nici asta nu e un lucru rău, atâta timp cât într-adevăr scapă de boala de reflux și nu e prea multă țuică care se astupe doar simptomele vegetative ale bolii de reflux. Dar trebuie să conștientizăm noi și asta încercăm să facem. Că de fapt când aceste episoade de reflux sunt zilnice și se repetă, atunci cel mai bine este o intervenție medicală promptă și este suficient medicul de familie, pentru că prima barieră și cea mai aproape și care știe cu siguranță N tratamente pentru boala de reflux. Infecțiile esofagului sau infecția cu Helicobacter pylori la nivelul stomacului au și ele un anumit rol? Au și ele un anumit rol, însă nu neapărat pentru patologia cancerului esofagian. El, de-a dreptul, așa epidemiologic vorbind, infecția cu Helicobacter pylori este de fapt un factor de risc pentru cancerul gastric. Când discutăm despre patologia esofagului, Aici venim în sprijinul celor care spun că nu trebuie tratată infecția cu Helicobacter pylori întotdeauna. Sunt studii care de fapt spun că infecția cu Helicobacter pylori chiar ar putea avea un rol protectiv în apariția cancerului esofagian. De ce și cum, nu știu exact să vă spun, nu sunt studii foarte multe care se explice acest lucru, dar s-ar presupune că de fapt n-ar mai apărea acele esofag baret, ar scădea și cu scăderea incidenței esofagului baret, care de fapt sunt niște modificări ale celulelor la nivelul esofagului care sunt asemănătoare cu cele din stomac. Și practic esofagul acesta baret este o leziune premalignă, o leziune care ar duce la apariția cancerului esofagian. Da, așa este, așa e descris în literatură în momentul de față, dar să știți că în urmă cu vreo 50 de ani, așa, infecția cu Helicobacter pylori era considerat ceva firesc. Se spunea că ne naștem cu această infecție și că o vom duce pe picioare și vom muri cu această infecție. Ei, prin anii 80-90, deja lucrurile s-au schimbat în mod radical și infecția cu Helicobacter, într-adevăr, a devenit dușmanul comun. Vedeți că, de exemplu, anglosaxonii sau americanii refuză complet să bea apă din rețelele de apă potabilă din Europa, tocmai pentru că se tem de această infecție cu Helicobacter pylori și beau doar apă îmbuteliată. Am văzut că vin în România și își cumpără numai apă îmbuteliată. Eu nu știu cât de bună este apa românească. În privința asta bănuiesc că este bine monitorizată și nu există posibilitatea. Cu siguranță, din acest punct de vedere, sunt sigur că e bine monitorizată, că nu avem chiar Helicobacter pylori în rețea și în apele publice. Însă, într-adevăr, sunt școli medicale diferite și congresele de gastroenterologie, din păcate, nu au ajuns la un consens care ce să facă. Să trateze, de exemplu, Helicobacter pylori asimptomatic la pacienții care n-au niciun simptom, tocmai din cauza că, uite, că la cancer esofagian nu ne încurcă, ci din contră, sau să lase în pace, dar cu siguranță este un consens și asta este sigur, infecția cu Helicobacter pylori se tratează atunci când este simptomatică. Ce aș putea spune este am putea aduce în discuție infecția cu HPV. Când sigur discutăm că despre... putem discuta și despre infecția cu HPV, pentru că din păcate, sexul oral a devenit un lucru atât de frecvent, mai ales în rândul tinerei generații, încât sunt foarte frecvente genul ăsta de infecții. Și bărbații sunt purtătorii, ei sunt vectorul. Se poate întâmpla și acest lucru. Nu e nimic rușinos să ne discutăm. E mai bine să discutăm aceste lucruri și să-i prevenim pe oameni și mai ales pe tineri. Dom'le, aveți grijă la genul ăsta de activitate. Așa este și e perfect. Trebuie să conștientizăm, practic, că infecția cu Helicobacter pylori, într-adevăr, este asociată
mai puțin cu cancerul esofagian, dar mai ales cu cancerul din sfera ORL și cancerul anal, cancerul genital sau de col uterin la femei. Trebuie să spunem iarăși că de fapt există un vaccin pentru acest cancer, pentru acest tip de virus. Sigur. Și practic prin acest vaccin am putea preveni atât cancerul de col uterin, dar și aceste cancere din sfera ORL, anal sau din alte sfere, da, date de către tulpinele astea de HPV, practic. Și mai ales că începând de anul ăsta, prin noul program național de vaccinare, inclusiv băieții pot beneficia de vaccinare împotriva infecției cu papilomavirus. Lucru care este de remarcat, pentru că în urmă cu vreo 7-8-9 ani citeam în literatura de specialitate că genul ăsta de vaccinare și a băieților se practică în Marea Britanie sau pe Sancean. Și noi ne gândeam oare la noi când se va întâmpla minunea și uite că s-a întâmplat. În momentul de față putem vaccina și băieții, bineînțeles dacă doresc și dacă părinții lor sunt de acord. Și mai este un lucru bun cu vaccinarea HPV și bine, nu este subiectul emisiunii, dar trebuie să-l subliniem. Față de campania de acum vreo 10 ani când s-a mai încercat vaccinarea fetițelor cu acest vaccin, de data asta campania de vaccinare pentru infecția cu papilomavirus chiar merge bine. Și asta vă spun din experiență proprie. Și noi ne bucurăm. Eram împreună într-o campanie, am fost colegi de facultate, și am împreună într-o campanie pro-vaccinare acum 10 ani în care încercam să spunem ce beneficii ar fi fost și sunt convins că ar fi fost și am văzut pe și noi acum ca și țări precum Norvegia și Germania și Franța o scădere a incidenței cancerilor asociate cu HPV, dar din păcate asta nu cred că se întâmplă. Din păcate nu se întâmplă, din păcate observăm în practica de zi cu zi foarte multe femei foarte tinere care vin cu cancer de col uterin la vârste tot mai mici și din nefericire la pacienții mai tineri tumorile sunt mult mai agresive, astfel că răspunsul la tratament nu este cel dorit și nu este cel pe care îl obținem de la 60-70 de ani în sus. Așa cum zicea și colegul meu, noi am încercat să promovăm și încercăm în continuare și tare aș vrea să cred că numărul copiilor care sunt vaccinați, sigur, cu acordul părinților crește, pentru că asta denotă cumva o educație mai bună a populației în acest sens. Dar cred că, de fapt, de aici pornește totul, din a înțelege de ce este important, pentru ce trebuie să facem acest lucru și să înțelegem și faptul că acest lucru ne poate salva viața. Da, e bine ceea ce spuneți dumneavoastră și între timp mă gândeam pe doamna doctor, neapărat vreau să o chem într-o nouă emisiune să discutăm numai despre cancer și despre prevenție în special. Cu cea și mai sper că plăcere. Veți putea să veniți dacă aveți timp disponibil și bunăvoință. M-aș bucura. Stimați telespectatori, mai avem doar un minut din prima parte a emisiunii. Haideți să facem o mică trecere în revistă. Domnule doctor, haideți să recapitulăm care sunt principalele semne, simptome ale bolii de reflux și ale esofagitelor, bineînțeles. Practic, o arsură, cum am spus, pe piept, cunoscut numele de pirozis, senzația de gust amar, de acru în gură, uneori senzația de gât uscat, uneori durere în gât, durere la înghițire, alteori poate că semne care de fapt sunt extra esofagiene și este bine de menționat și acestea, cum este otita repetată, cum sunt amigdalitele repetate, sinuzitele sau carii ale ultimelor dinți, răcelile mai frecvente, tuse de etiologie care nu se știe cauza, ar putea să fie de fapt tot un semn al bolii de reflux gastroesofagian. Bun. Sper că, stimați telespectatori, ați reținut ceea ce a spus domnul doctor și ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii. Evident, vom reveni și în partea a doua a emisiunii și vom sublinia din nou care sunt aceste semne și vă aștept să rămâneți alături de noi. Urmează o scurtă pauză publicitară și apoi vom discuta despre diagnostic și tratament. Pauză!